care este diferența dintre Put și Patch. Uh, ok, să spunem aici avem o analogie destul de bună. Uh, destul de recent mi-am cumpărat o bicicletă de pe un magazin care cu cu Amazonul uh, și pentru că vroiam foarte tare să fac exerciții, am apăsat deodată pe Buy Now, pe butonul de Buy Now. Uh, a apăsat acolo, stăteam eu foarte fericit, foarte excitat pentru noua mea bicicletă, ca ea să vină. Uh, și în ziua în care ea a ajuns, am deschis acea cutie și bicicleta mea era, să spun, stricată. Uh, Rot Roata din față era ruptă, era formată, deci nu știu cum să-i spun. Uh, nu știu ce s-a întâmplat în depozitul de la cei băieți de la care am comandat, dar le-am scris uh, și am vorbit și am vrut ca să îmi rezolve cumva problema dată. Uh, așa că existau două moduri posibile în care ei puteau să, uh, se rezolve problema. Prima opțiune ar fost să trimită o bicicletă nouă, o nouă bicicletă, uh, acela, acesta ar fi echivalentul la put. Faci un update în baza ta de date prin trimiterea unui uh, entry întreg ca să l pe cel care a fost înainte de asta. Acum, următoarea opțiune pe care o avea a fost uh, simplu, ca să îmi trimia, să trimită o nouă roată. Uh, asta a fost singurul lucru care era stricat, uh, restul bicicletei a fost ok. Și ca să salveze lumea, să spun așa, de la emisiile de carbon, uh, trimiterea unei roți este cu mult mai ușor decât să trimiți o bicicletă întreagă. Acel lucru uh, este analog cu patch-ul, adică când tu trimiți un patch request la server, uh, trimiți doar bucățile de date uh, care trebuie să fie updatate. În loc să trimiți tot entry care trebuie să fie schimbat, doar updatezi lucrurile care trebuie să fie update, să spun așa. Când vedem acest lucru, în practică vreau să vă gândiți înapoi la această analogie cu bicicleta și poate vă va ajuta să înțelegeți diferențele dintre aceste două cuvinte.